Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Sunteți în Deșteptarea și vorbim despre ce ne arde cel mai tare. Ne arde, în perioada asta ne arde curentul, ne arde și gazul. Deci ne arde astea două. N-am primit atâta atenție din partea furnizorului de curent, de pildă, nu mi-aduc aminte de când. Mi-a trimis mai întâi o atenționare că am depășit consumul, limita de consum. Și zic, eu am depășit limita de consum, am zis, dar ce s-a întâmplat? Adică stau de 7 ani. Aveai limita de consum? Care e limita de consum? Nu știu, habar n-am, crezi că m-a interesat vreodată care e limita de consum, dar niciodată nu mi s-a întâmplat. N-am consumator, noi, n-am făcut nimic, nu produc nimic. Mă rog, ai consumat mai mult, au zis. Da, după care am aflat că sute de mii de oameni din țara asta au primit același tip de avertizare. Nu înțeleg de ce. Eu nu l-am primit. Da. Unii, mă simt prost. Te simți prost, da? Da. Unii zic că în felul ăsta încearcă să te încurajeze să plătești și o taxă ca să-ți crești limita de consum. Bine, domnule, o să plătesc taxa aia ca să crești limita de consum. După care zilele trecute mi-au trimis o scrisorică, mi-au spus că sunt clientul lor cel mai tare. Mă iubesc foarte tare, au un respect deosebit că eu sunt client, și mi-au zis că mi expiră contractul în primăvara viitoare. Și au un nou tarif pentru mine. Excepțional tariful, 1,36 de lei pe kilowattoră. Ăsta l-am primit și eu, deci sunt și eu aici, mă simt bine. Suntem vedete, fără accize și taxe. Mama mea. Da. Și m-am uitat, zic, o fi mult, o fi puțin, n-am știut. Au întrebat și eu pe Twitter, pe Facebook, păreri împărțite, în sensul că 98% au zis că este foarte mult. E enorm. Da. Și 2% au zis, nu ne pricepem. E, fii atent. Eu sunt în aia 2%. Da. Eu am primit scrisorica asta pe care ai primit-o tu acum, în august. Deci ești client mai tare, mai șmecher. Nu, cred că e vorba de cum îți expira contractul precedent. Și am fost înștiințat că din octombrie, dacă sunt de acord, mi se dublează tariful de la 0,25 la 0,5. Dacă nu ești de acord, n-ai decât să tragi heblu și treaba ta. Da, și eu am fost de acord de lene. Ce poți să faci? Și atenție! Da. Deci, eu acum am 0,5, da? Tu urmează să ai 1, deci tu o să ai de 2 ori și jumătate mai scump decât am eu în prezent. Da, dar nu, păi stai puțin și la tine. Stai. Și la tine rămâne așa? Rămâne așa până e din octombrie până în octombrie, un an de zile. Hai să te așteptăm în octombrie, între în club. Probabil în octombrie mi-l va druplează. Hai de steaua ta. Eu zic să te grăbești. Au zis, nu vrei să mi-l dublați. Deci, acum este că am verificat. Deci, încă o dată, oferta de client excepțional, cel mai frumos și drăguț client, 1,36 de lei pe kilowatt, fără accize și taxe, scrie în paranteză. Acum este 60 de bani. Deci creșterea e de 2,2 ori. Încă o dată, ar trebui să mă bucur. Adică numai de 2 ori dublat, doar dublat, ce să spun. Mi-era, mamă, zic, să nu-l quadrupleze. Bine că am scăpat așa. Și asta e, acum aștept super oferta de la gaze. Cred că o să-mi scrie și furnizorul de gaze. Apropo, știți cât de mult vă iubim? Fiți atenți, dumneavoastră aveți acest tarif, vă oferim excepțional, numai astăzi puteți să semnați, doar de 4 ori mai mult. Dacă grăbiți-vă la oferta numai la de 4 gaze, am văzut eu facturi cu consum, același consum, la unii le-au făcut reducere, la unii nu le-au făcut reducere. Adică eu nu înțeleg. Cred că iar depinde de cum ești client premium. Da, nu primesc nicio reducere, niciodată n-am treabă. Situația asta e la nivel european, da? Da. De creșterea prețurilor la energie și eu nu înțeleg. Adică ce o determină? Factori. Că sunt prea multe mașini electrice, eu cred că și... Nu, sunt mulți. Probleme. Nu, sunt mulți factori. N-are rost să nu intrăm în detalii. Sunt peste tot eoliene, sunt, adică... A fost o perioadă în care n-a bătut vântul. Doi, e o limitare a producției intenționată din partea rușilor și din partea OPEC pe partea cu petrol. Sunt mai multe chestiuni. Noi aici avem rezerve de gaz semnificative prin Marea Neagră. Și mai sunt și pe aici, pe acolo, în principiu ar trebui să fie niște rezerve de gaz de șist, dar... Nu le exploatăm, din câte știu. Nu s-au exploatat, pentru că asta e, politicul nu s-a înțeles pe șpăgi și am rămas... Noi le avem în subsol. Nu le folosim, dar le importăm și... Le păstrăm și o să... Să fie, mamaie, să fie. Să fie, da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.